În sfârșit, pe meleagurile noastre se pare că treptat vine primăvara. Primăvara! În jur natura treptat se trezește, iar verdele devine tot mai accentuat. Iar în aer se observă tot mai multe insecte și printre ele, desigur, poate cele mai importante, albinele. Iar în această ediție propun să analizăm unele lucruri curioase, probabil care nu le știai despre mierea de albine. La moment, pe Terra sunt circa 20.000 de specii de albini. Unele construiesc cuiburi, altele sapă gropi în sol, altele polenizează plantele. Dar curios este faptul că, din cele 20.000 de specii, doar 7 sunt capabile să producă miere. Încearcă să-ți imaginezi că sunt necesare 60.000 de albini care vor parcurge cam 100.000 de kilometri și vor vizita mai mult de 2 milioane de flori și toate aceste eforturi pentru a produce doar jumătate de kilogram de miere. Mierea niciodată nu se alterează. În timpul cercetărilor arheologice, în piramidele egiptene au fost descoperite vase cu miere veche de peste 3.000 de ani, care, apropo, era perfect comestibilă. Chiar dacă aceasta avea un aspect granular sau cristalizată, era suficient să plasezi mierea deasupra unui vas cu aburi și ea devenea din nou lichidă și perfect comestibilă. Adăugând puțină miere în alimente, poți preveni unele forme de alergii. Secretul constă în faptul că albinele colectează polenul din plantele din zonele învecinate, iar unele plante sunt potențial alergene. Iar consumul de doze infime de alergeni ajută sistemul imunitar să genereze un răspuns imun adecvat alergenului dat și să ușureze alergiile sezoniere la polen. Probabil nu te-ai gândit niciodată la aceasta, dar albinele sunt singurele insecte care produc mâncare pentru oameni. De fapt, albinele produc mierea pentru necesitățile proprii, dar se pare că mierea este destul de adorată și de oameni. Iată un motiv în plus ca să te ocupi cu apicultura, în caz că ai suficiente cunoștință și suficient spațiu la căsuța din afara orașului.